Bună ziua, dragilor! Astăzi vă voi arăta cum puteți afla distanța reală în teren dintre două puncte de pe glob. Pentru acest lucru, eu mă voi folosi de Google Maps sau Hărți, aplicație ce poate fi accesată gratuit de pe orice dispozitiv digital cu sistem de operare Android. Accesez Maps și voi încerca să aflu distanța reală în teren dintre București și Chișinău. Cum fac acest lucru? Merg într-un punct din București, nu dau click direct pe numele orașului, ci merg și apăs într-un loc din zona centrală a orașului, țin apăsat cu degetul până mi se deschide în partea inferioară zona cu coordonate. Extind acest meniu, cum fac acest lucru? Trăgând cu degetul spre în sus din această parte inferioară și apăs opțiunea Măsurați distanța. Apăs Măsurați distanța și iată, mi se deschide un punct din care se extinde o linie punctată. Merg cu această linie punctată la următorul punct. Și iată, în partea inferioară deja se măsoară distanța. Extind ecranul, dau zoom out cu ajutorul ambelor degete, trăgând cu două degete spre interior și mă duc în următorul punct. Am zis că acesta va fi Chișinău. Și merg cu acea lupă la Chișinău. Iată, distanța reală în teren între București și Chișinău este de 358 de km. Dacă vreau să merg mai departe cu măsurătorile, apăs acel plus din partea dreapta jos. Și pot să merg mai departe, spre exemplu, până la Kiev. Și aflu că distanța în teren pe această rută, București-Chișinău-Kiev, este de 757 de km. Dragilor, vă propun să încercați următorul aspect. Să comparați distanța reală în teren dintre două puncte de pe glob, spre exemplu București și Chișinău, cu distanța pe șosea dintre aceste puncte. De unde credeți că provine această diferență? Vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru și să aflați răspunsurile. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc multă sănătate. La revedere!